Jucăm astăzi cu o reacție foarte interesantă. Alchilarea fructozei. Trei posibile alchilări. Prima cu alcooli. Alego alfa de fructo. Piranoză. Deci legătura este între carbonul 2-6. OH-ul glicozidic va fi în jos, fiind alfa. Voi alchila cu alcoolul metilic, poate fi etilic, propilic, nu contează. Reacția are loc în mediul de acid clorhidric. Foarte important, cu alcool nu se duce decât la OH-ul glicozidic. Am obținut un eter monometilat. A doua posibilitate, cu compuși halogenați, în mediul de oxid de argint, acesta se va duce, va ataca doar OH-urile alcoolice, deci neglicozidice. Vom obține eteri tetraalchilați, tetrametilați. Se elimină acidul iodhidric secundar. Ultima posibilitate este cu sulfați sau sulfați acizi. Aceștia sunt foarte energici și vor ataca toate cele 5 grupări, fie glicozidice, fie alcoolice. Obținem eteri pentaalchilați. Intră pe www.meditatii-medicina.ro să citești lecții, să lucrezi grile. Spor la învățat!